În perioada 12-14 iulie se vor desfășura zilele și nopțile orașului Siret. Locuitorii și oaspeții sunt invitați să se bucure de evenimentul de amploare organizat de autoritățile locale. Pe scenă vor urca cântăreți consacrați de muzică populară precum Alexandru Brădățan, Grigore German, Ion Paladi și vor fi spectacole de muzică ușoară susținute de formația Evident, Pixar, Stellar, Atelierul de Muzică Siret, iar duminică cele trei zile de sărbătoare se vor încheia cu un super concert susținut de artista Feli și cu un foc de artificii. În orașul Siret, la finalul săptămânii, în perioada 12-14 iulie, avem zilele și nopțile orașului Siret. Sunt activități diverse și în cadrul programului dedicat acestor zile avem și muzică populară, și muzică clasică, și muzică ușoară. Avem dansatorii Asociației Colomeica prezenți pe scenă, la fel și Boogie Dance-ul. Avem și formația Casei de Cultură din oraș, Atelierul de Muzică. Se numește, cu manifestări foarte frumoase. Avem și un concert susținut de Feli, Pixar, Stellar, Warm Up, formația Sami G și, poate important de spus, importanți interpreți de muzică populară, și aici mă refer la Alexandru Brădățan, la Grigore German și chiar un recital al domnului Ion Paladi. Avem, așa, după cum vă spuneam, și muzică clasică, muzică clasică care se va desfășura sâmbătă la ora 18 la Muzeul de Istorie din orașul Siret. Sigur, sunt activități frumoase, activități dedicate cetățenilor orașului Siret, în vremuri puțin mai grele din punct de vedere financiar, dar noi ne-am descurcat, așa, cu sponsori, cu chirii care le-am încasat și care le vom încasa de la cei care vor vinde tot felul de lucruri în centrul orașului. Avem și un foc de artificii duminică seara la ora 23. Așteptăm lumea să vină și să se bucure, mai ales spre seară, fiindcă ziua vedem că sunt temperaturi foarte ridicate. Seara după ora 18-19 până la ora 23-24, poate aproximativ vineri, sâmbătă și duminică vom avea activități distractive la noi la Siret.